volumul de pagini din aceste editări și, așa cum spunea și Părintele Filoteu Bălan, pe pagina oficială a Mănăstirii Petru Vodă, reprezintă visul tuturor părinților nemțeni care, la vremea scrierii acestor minunate compoziții, nu au avut șansa tiparului și iată că, după aproximativ 200 de ani, sau mai bine de 200 de ani, ostenelile lor și compozițiile lor văd lumina tiparului prin osteneala și prin grija și prin experiența deosebit de vastă a Părintelui Filoteu Bălan, sprijinit și de starețul Mănăstirii Petru Vodă, Părintele Arhimandrit Hariton, și de mulți alți colaboratori. Nouă nu ne rămâne decât să mulțumim atât în calitate de organizatori ai Masterclass-ului internațional de Cânt Bizantin de la Iași, dar dați-mi voie să mulțumesc și în numele domniilor voastre, absalților, pentru șansa de a adăuga la biblioteca fiecărei strane aceste capodopere și personal mărturisesc că de câțiva ani buni nu lipsește în perioada triodului cartea aferentă și în perioada Pentecostarului cartea aferentă, de unde, fie că mă bucur de o altă variantă a compozițiilor care deja sunt în varianta Suceveanu sau știu eu în alte variante, fie că de multe ori avem șansa de a cânta pe note lucrări care nu se regăsesc în cărțile pe care le-am avut până acum. Este într-adevăr și o încurajare pe care o fac tuturor psalților și îndeoseb preoților de a achiziționa aceste cărți care în același timp și încurajează editorul să meargă în continuare pe acest drum anevoios. Pentru că dacă nu ar exista această râvnă dusă până chiar la nebunia de a vedea la lumina tiparului aceste lucruri, noi nu am beneficia de aceste minunate lucrări. Așadar, bine ați venit la Iași, vă mulțumim pentru bunăvoință, mulțumim Părintelui Stareț pentru că v-a lăsat să veniți. Îl cunoaștem că este un activ sprijinitor al muzicii psaltice și a corului Bizantion și așteptăm cu mult interes prezentarea și lansarea de carte. Este un moment cu totul special. Mulțumim! Și eu mulțumesc pentru invitație. Cum a zis și Adrian mai devreme, colecția Paisiană a fost un vis. Și am descoperit, mi s-a părut inițial că a fost doar un vis al meu, după care am descoperit că a fost un vis al multor generații de psalți, nu numai din Mănăstirea Neamț, ci și de la curțile domnești din Iași și București și din alte mănăstiri. Și aș vrea să spun câteva lucruri. Întâi de toate, am fost luat pe sus, cam cum se spune în românește, de un gând al acestor sfinți părinți care și-au dorit foarte mult să-și vadă compozițiile și traducerile publicate. Și s-a întâmplat că în anul 2003, și o să revin imediat cu niște detalii, au ieșit mai multe manuscrise la iveală și când am văzut bogăția și frumusețea lor, și le-am prezentat părintelui de vrednică și fericită pomenire Iustin Pârvu, starețul și duhovnicul nostru, m-a încurajat spre această inițiativă absolut neobișnuită pentru anul 2003, când m-am apucat de lucru. Până atunci apăruseră, ca o paranteză, doar antologioanele de la Schitul Lacu, câteva dintre ele, începând cu 97 sau 98. Și în 2002, dacă nu mă înșel, a fost o ediție de la Mănăstirea Stavropoleos a Anastasimatarului Părintelui Macarie Romana. Și n-am să dau mai multe detalii. Vedeți în imagine coperta acestui ultim volum, acestei a doua ediții, care este aici de față.
și coperta primei ediții. Am notat aici că dacă prima ediție a fost un volum în format X5 de mărimea ceaslovului, poate mulți o aveți deja, dintre cei mai bătrâni, dintre cei mai vechi, mai cu experiență, aceasta a doua ediție și avea atunci 830 de pagini. De-a lungul anilor, descoperind atât de multe manuscrise valoroase prin tot felul de colecții, pentru că ele s-au răspândit, s-au risipit în secolul XIX și chiar și în secolul XX au avut o circulație foarte, foarte mare, de la Moscova până la Sinai, am găsit în tot felul de biblioteci aceste manuscrise copiate de Sfinții Părinți Paisieni. Așa că aceasta e a doua ediție din acest an, apărută chiar în timpul Postului Mare. Este împărțită în 4 volume și, per total, sunt mai mult de 2000 de pagini. A apărut acest prim volum până la, de la Duminica Vameșului și a Fariseului până la Duminica Floriilor. Și o să vedeți că le-am decalat pe celelalte. Este acum în lucru volumul 4, așa, Săptămâna Patimilor, care este chiar mai gros, mai mare decât acest prim volum. Așa, voiam să vă zic că în anul 2003 au ieșit la iveală mai multe manuscrise. Întâi de toate, profesor Vasile Vasile a descoperit la Mănăstirea Ciolanu un autograf al părintele Visarion Ieromonahu, care în anii 1836-1838 a pus pe hârtie majoritatea slavelor, stihirilor, traduse după Petru Lampadarie sau compuse de el însuși, sau rescrise, copiate după tradiția Mănăstirii Neamț, într-un singur manuscris. Uluitor este faptul că, deși colecțiile muzicale valoroase erau copiate în foarte multe exemplare, acest manuscris este unicat. Eu nu am găsit un al doilea. Și profesor Vasile Vasile, care în acei ani 2000-2003 făcea un catalog al manuscriselor de la Mănăstirile Neamț și Secu, a ajuns la Ciolanu, a descoperit, și fiind obișnuit cu mâna cuviosului Visarion, dascălul de școlii de muzică de la Neamț, a descoperit acest manuscris, care a fost luat, sau să zic așa, făcut cadou în 1855, nu știu dacă se vede în imaginea de pe ecran, o însemnare a lui Varlaam Ieromonahul, Varlaam Bărănceanu, care a primit 4 manuscrise de la starețul de atunci, Dionisie, al Mănăstirii Neamț, un stareț impus de un guvern de modă nouă, nu ales de către sinod și nici de către soborul mănăstirii. Și venind părintele Varlaam, care era foarte bun prieten acestui nou stareț, acesta i-a făcut cadou, spre indignarea părinților, 4 manuscrise din strana Mănăstirii Neamț. Între ele și triodul autograf al stihirilor din timpul Postului Mare. Deci, atunci am descoperit manuscrisul și, mergând în septembrie 2003 la Mănăstirea Ciolanu, l-am fotografiat cu binecuvântarea părintelui stareț de atunci, părintele Kiril Lovin, care, după cum știți, este acum unul din șefii Comisiei de Liturgie a sinodului nostru. Și am pus alături alte manuscrise, un autograf cu totul neașteptat al unui părinte pe nume Calinichie Ieromonahu, despre care la acel an nu știam nimic și care mai apoi am aflat că fusese protopsaltul Mănăstirii Neamț înaintea părintelui Visarion, primit de la o credincioasă din Fălticeni. Și lângă acestea, am adăugat alte manuscrise dedicate perioadei triodului în Mănăstirile Neamț și Secu. Deci așa a început proiectul. Și vă pot spune că anul 2004 nu am lucrat la nimic altceva decât la triodul paisian în prima sa versiune, cu fonturile care erau atunci, cu toate neputințele tehnologice ale epocii
Și în februarie 2005 a intrat în tipar, pentru ca două luni mai târziu să iasă un tiraj de 2000 de exemplare. 1000 de exemplare, să mă iertați. Și aș vrea să mulțumesc pe această cale corului Tronos al Patriarhiei Române și corului Bizantion de aici din Iași și tuturor iubitorilor de psaltică care nu m-au lăsat să deznădăjduiesc, pentru că din cele 1000 de exemplare scoase, așa era atunci politica asta cu tiparul offset, doar 200 s-au vândut. Și deși am luat binecuvântarea Părintelui Patriarh Teoctist, a fost singura binecuvântare pe care a dat-o unei alte edituri decât editurile patriarhale, asta nu a ajutat foarte mult, până când în anul 2008 s-a înființat televiziunea Trinitas și au început slujbele în direct la această televiziune. Iar în 2009, în postul mare, s-a văzut că Părintele Mihai Bucă și colegii săi cântau dintr-o carte cu coperți verzi și erau niște cântări foarte frumoase, cu totul diferite de ceea ce se ascultase până atunci în bisericile noastre. Și toată lumea și-a dorit să aibă acea carte și așa s-a vândut tirajul. Așa. Între timp am descoperit că făcusem niște greșeli la introducere, am descoperit că foarte multe alte compoziții le lăsasem pe margine, sărisem, de exemplu, Condacul de la Canonul cel Mare, Suflet al meu. Și zic, ce fac acum? Că uite, m-am făcut de rușine, am scos o carte care nu conține acest condac, deși prima scrisă erau foarte multe variante. Și am zis, deși presiunea a fost foarte mare să reeditez cartea, am zis, nu vreau să o reeditez în forma în care este, mă gândesc foarte serios la o a doua ediție. Și anul acesta i-a venit sorocul. Și aș vrea să vă spun o poveste despre autorii cântărilor din acest volum, care sunt legați de Mănăstirea Dragomirna, de Cetatea Iașilor, de Mănăstirea Secu, unde s-a mutat Obștea Paisiană după 1775, de Mănăstirea Neamț, de Curtea Domnească din București, de Mănăstirea Cernica și Mănăstirea Căldărușani, care au fost în mod total și desăvârșit paisiene. De ce zic aceasta? Fiindcă Sfântul Paisie Veleșcovski, foarte mare iubitor de muzică psaltică și de tradiția autentică a bisericii noastre, cel care a revigorat întregul monahism ortodox în secolele 18 și 19, și a avut această dorință ca psalții săi să cânte cele mai frumoase cântări și cele mai tradiționale cu putință. Pentru aceasta l-a angajat ca dascăl de muzică al obștii sale pe Ioniță din Suceava. Am descoperit apoi și familia Ioniță Hașdeu, deci e din marea familie Hașdeu, care cânta aici în Iași ca protopsalt, psalt întâi și apoi protopsalt al Curții Domnești din Iași și care fusese ucenic al unui celebru psalt grec venit tot aici în Iași pe la anii 1753-55 pe numele său Anastasie Rapsaniotu. El a avut mai mulți ucenici, între care cuvioșii Visarion Ieromonahul, un psalt genial, care a avut o viață foarte scurtă, a murit la 50 de ani, ceva mai bătrân decât el, cuviosul Calinic Ieromonahul, protopsalt al Mănăstirii Neamț, înaintea părintelui Visarion, și alții, între care pot să spun cu o aproximare de 90% certitudine, Mihalache Moldoveanu este ucenicul monahului Iosif, fostul Ioniță Hașdeu de la Curtea Domnească din Iași, călugărit sub numele de Iosif după 1785 în Mănăstirea Neamț. Acest Mihalache a mers ca profesor, a fost angajat ca profesor de muzică psaltică, fiind ucenic al lui Petru Lampadarie, după ce inițial studiase cu Ioniță aici la Curtea Domnească din Iași. A fost angajat ca profesor de muzică al Academiei Domnești și al Curții Domnești din București.
Și unde a ajuns Protopsalt după ce înaintea sa fusese Constantin Moldoveanu. Acest Constantin Moldoveanu, despre care știm foarte puține lucruri, a fost primul dascăl de muzică al părintelui Macarie Romonahu, anul trecut canonizat, rânduit în rândul Sfinților, Sfântul Macarie Romonahul, dascăl de muzică. Și nu în ultimul rând, un alt paisian, care se și semnează Dionisie Paisescul, așa, și care a fost chemat la Curtea Domnească din București, întâi ca psalt și apoi văzând vasta sa cultură, pentru câțiva ani de zile a fost, pentru mai mult de 10 ani de zile, a fost rânduit predicator Chirix, cum se spunea atunci în epocă, predicator oficial al Curții Domnești din București. Funcție în care trebuia să țină predici atât la sărbători, și în duminici, atât în limba română cât și în limba greacă. Dar totodată, repet, era un foarte bun psalt și un foarte bun compozitor. Așa a apărut ediția a doua, a cărei copertă o aveți pe ecranul mare și pe care o puteți achiziționa, adusă de librăria Doxologia, volum care este aici de față. După ce la echipa inițială s-au adăugat doi râvnitori, întâi de toate Marian Mitu, un foarte bun psalt bucureștean, care acum s-a sihăstrit pe undeva prin județul Hunedoara, pe la Mănăstirea Crișan, pe lângă Mănăstirea Crișan, și Maica Neonila, care îi sunt recunoscător pentru toată uriașa sa cultură muzicală și pentru expertiza sa în ceea ce privește muzicologia și compozițiile. Și împreună am purces la drum. Deci în această formulă, din 2018 până astăzi, am scos întâi de toate, atunci în 2018, Penticostarul Paisian. Iar de anul trecut până astăzi am scos, acesta este al patrulea, dacă nu mă înșel, volum. Sunt aproape 3.000 de, 3.000 de pagini de muzică psaltică scoase în acești 2 ani. Ediții noi, ediții adăugite, ediții îmbunătățite. Și vă fac și o mărturisire, anul acesta, când noaptea de înviere, mi-au dus părinții la strană prima ediție a Penticostarului Paisian și am cântat atunci la slujba de înviere, dar cu oarecare tulburare, că eu știam că în ediția a doua mai pusesem și alte compoziții care nu le aveam, nu le găseam de față. Și după aceea l-am rugat pe părintele cu tipicar, zic, cărțile astea două le pui acolo în bibliotecă și nu le mai scoți de aici decât pentru curioși. Așa, celelalte, le aduci pe celelalte în biserică. Bun, revenind la această a doua ediție a Triodului Paisian, am împărțit-o în 4 volume. Întâi de toate, 4 volume care, să spunem așa, sunt orientate cronologic. Triodul până la Duminica Floriilor, care, repet, este o, și o să vedeți imediat, este o ediție de sine stătătoare, cu totul nouă față de cea din tâi. Liturghiile Postului Mare, la care am selectat, vă spun de pe acum, sunt mai mult de 30 de heruvice acum puterile și mai mult de 30 de chinonice gustați și vedeți, compuse de psalții bisericii noastre din secolul 13 până în secolul 19-lea. Și multe altele, nu mai spun pentru liturghia Sfântului Vasile cel Mare, va fi o adevărată desfătare pentru cei care iubesc compozițiile cele pline de miere curgătoare, cum era o expresie în manuscrisele vechi. Apoi, Acatistul Bunei Vestiri. Deci, inițial, când am început să selectez, doar din manuscrisele paisiene, am pus deoparte vreo 200 de pagini în format A4 și zic, ce fac? Mă dau peste cap cu dimensiunea cărții, erau vreo 200-250 de pagini. Și după ce am văzut ce se întâmplă, am luat hotărârea să mai adăugăm la ele și traducerile părintelui Macarie Romonahu dintr-un volum nepublicat vreodată, nici în Grecia, nici la noi, anume selecție din Papadiche, Eglogii Papadichis.
Și acolo se află mai multe compoziții de Petru Berechet și de alți autori dedicate acatistului Bunei Vestiri, pe care dacă le-am adăugat la ceea ce aveau părinții pentru postul mare, deja am trecut de 400 de pagini. Și atunci am zis, da, de ce să nu facem un volum separat? Și în acest volum separat o să aveți bucuria să vedeți icoase, condace, canoane și stihiri ale autorilor, precum v-am spus, din secolul XIII până în secolul al XIX-lea, de diferite dimensiuni, de diferite complexități, și cred că va fi o mare bucurie pentru întreaga Biserică Ortodoxă să se poată întoarce la tradiția psaltică anterioară perioadei baroce. Și al patrulea volum, Săptămâna Patimilor, precum știți, chiar și în prima ediție, am pus acolo pentru Sâmbăta Mare două variante ale prohodului, una compusă în Mănăstirea Neamț de Părintele Visarion, după tradiția mănăstirii, și una mai pe scurt, după tradiția grecească a celor ani. Și spre diferență de prima ediție, vor fi canoane pentru fiecare zi în parte, pe note, atât în varianta irmologică a dascălilor vechi, cât și în varianta tropărească, să zic așa, pe scurt, mai accesibilă zilelor noastre. Iar pentru Sâmbăta Mare, vă spun că doar Sâmbăta Mare, ea însăși ca atare, are vreo 200 de pagini, la care punem și în care apare și herovicul Să tacă tot trupul și chinonicul Sâmbetei Mari în câteva zeci de variante, care până astăzi, repet, cea mai mare parte dintre ele sunt absolut inedite. Așadar, revenind la cartea pe care o aveți de față, aș vrea să trec în revistă cântările care nu există în prima ediție. Întâi de toate, irmoase pentru aproape fiecare duminică a postului mare, stihiri la Duminica Sfintei Cruci din stihirarul lui Panaiot Hrisaf, traduse de Sfântul Macarie Romanahu, foarte pe larg pentru cei desăvârșiți, pentru cei care au coruri, 30 de variante de Cu noi este Dumnezeu și cu patru stihologii diferite, după tradiția românească. Chiar și Hurmuz Hartofilax a fost rugat de mitropolitul Veniamin Costache în toamna lui 1817 să compună pentru tradiția noastră românească o astfel de variantă pe glas 8. Apoi Doamne al Puterilor, o cântare care lipsea din primul volum. Aleluia pentru utrenile postului mare pe cele 8 glasuri din Papadichie. O să vedeți, sunt niște bijuterii compoziționale. Nu înțeleg cum de s-au rătăcit în negura vremurilor și nu au fost niciodată publicate până astăzi. Aceasta este prima lor ediție, inclusiv în lumea greacă, nu au văzut tiparul. Ce nu am pus pe ecran sunt stihirile de la stihoavna vecernilor din Duminicile Postului Mare, compuse de Petru Lampadarie și de Iacov Protopsaltu, de o frumusețe absolut extraordinară, pe care le-am găsit într-un singur manuscris și copiat de unul din cei mai buni copiști ai Mănăstirii Neamț. Și precum puteți vedea, 13 variante diferite pentru acest polieleu la Râul Vavilonului, care, ca și stihirile Ușile Pocăinței, se cântă la începutul triodului. Se vede că românii au iubit foarte mult aceste cântări și au vrut să le cânte nu doar în variantele simple care veneau dinspre Constantinopol, ci și după tradiția românească pe care astăzi am scos-o la iveală. Avem în acest triod compoziții de nivel mediu, de nivel avansat și chiar și calofonie. Dacă mă gândesc la variantele de Cu noi este Dumnezeu, compuse de Cuviosul Iosif, putem să le încadrăm liniștit la calofonie. Și acest triod mai are și un aspect grafic deosebit.
prin bunăvoința unei maici care a locuit lângă mănăstirea noastră o vreme, am făcut niște noi frontispicii și chiar și noi litere capitale și am hotărât să scoatem de acum încolo toată colecția paisiană în format de policromie, pentru că pentru a aduce în actualitate frumusețea manuscriselor românești de altă dată. Așa, și înainte de a încheia, aș vrea să cântăm împreună două variante de Cu noi este Dumnezeu, compuse pentru postul mare de cuviosul Calinichie Romanahul, cândva pe la 1820, și l-am invitat și pe prietenul nostru Dimos Papasalakis să cânte varianta a doua și tocmai am mărturisit adineauri că această a doua variantă pe care și-a ales-o este o prescurtare din cea grecească a lui Hurmuz Hartofilax. Așa. Deci prima este românească, a doua este grecească. Așa. Haideți să dăm curs invitației Părintelui Filoteu și să ne bucurăm de împreună cântare. Ne aie. Toată lumea este invitată să cânte. Cu noi e.
Shiva. V-ați făcut o idee cam despre ce comori avem în acest volum și țin să vă mulțumesc pentru răbdare. Dacă sunt întrebări și dacă timpul ne permite, răspund la el. Mulțumim din suflet acestei lansări de carte, care pentru mine personal este un moment ce reprezintă o pagină din istoria tiparului psaltic și nu cred că exagerez cu nimic când spun acest lucru. Vedeți ce frumoase cântări, dragilor, și totuși încă mai este mult de lucru ca acestea să fie auzite în cât mai multe biserici din această țară. Și e mare păcat că în contextul în care este tipărită atâta carte, sunt atât de multe strane în care zace câte un CSL, dragul de el, rămas acolo de veacuri. Și știți bine, văd după zâmbetele fețelor, că nu exagerez cu nimic, aveți ca și mine experiența de pe teren, de la firul ierbii. Și mă doare sufletul că... Este o veste bună că... O veste bună ca paranteză. Pregătim un liturghier paisian, mic liturghier paisian, pentru toamna acestui an. Am presimțirea că epitetul mic nu va fi chiar, cum se spune, mic. Da, cel mare va avea 3.000 de pagini. Bun. Deci cel mic va fi un pic mai mare decât mic. Suntem copleșiți de această operă și eu personal, în continuare a ceea ce spuneam, consider că opera Părintelui Filoteu Bălan își găsește plinătatea, plenitudinea, prin opera domniilor voastre, și anume aceea de a avea curajul să cumpărați această carte. Dacă aș fi în locul domniilor voastre, n-aș cumpăra-o doar pe banii mei, aș pune preotul paroh, râde cineva în sală, aș pune preotul paroh, aș pune noriașii să ctitorească nu doar o clopotniță, nu doar o pictură, nu doar o catapeteasmă, ci strana prin cărțile ei. O spun ca unul care personal se duce la contabila parohiei de unde cânt eu și spun: am nevoie ca aceste două apariții să fie luate fie în două exemplare, fie, dacă privesc și altarul, în trei exemplare. Și în cel mai scurt timp ele apar în strană și nu stau degeaba, fie chiar și pentru un tropar. Iar acest lucru cred că ar trebui, prin cei care se numesc specialiști, adică domniile voastre, să fie pus în aplicare. Abia atunci această osteneală își va găsi plinătatea ei. Și să vă mai spun un lucru, fără a lungi prea mult cuvântul meu, personal, ca unul care am lucrat la diferite ediții și le-am îngrijit cu diferite echipe, chiar și până la 3 ani de zile, nu mă compar cu anii Părintelui Filoteu de lucru, să văd că după mai puțin de 2 săptămâni apare scanat PDF-ul și pe toate grupurile,
este o lovitură de grație pe care o poate primi un editor și prin aceasta se descurajează de a mai cheltui din sănătatea și din timpul lui pentru această muncă teribil de ostenitoare. Așadar, parohiile rog să nu cumpere doar ziarul Lumina și revista Teologie și Viață, care sunt deosebit de folositoare, să cumpere și carte muzicală. Și chiar dacă acolo nu este cine să cânte de pe aceste cărți, cumpărați-le, pentru că o reeditare acestor cărți este posibil să apară cu mulți ani peste, știu eu, activitatea noastră la acea parohie. Și dacă un băiețel, o fetiță, un copil își găsește provocarea prin simpla răsfuire acestei cărți și Dumnezeu prin aceasta îi sădește un dor spre această muzică, achiziționarea acelei cărți și-a găsit rostul. Așadar, pentru mine, această prezentare este ca o pagină deschisă într-o carte în care celelalte pagini le scrieți domniile voastre prin opera de a pune în valoare aceste tipărituri. Așteptăm cu mult interes și celelalte tipărituri. Vă încurajăm că ele o să fie cumpărate și o să cântăm de pe aceste tipărituri. Corul Byzantion va înregistra de pe aceste tipărituri. Deja a făcut-o în foarte multe situații. Mă gândeam numai la cine tale de Visarion, ce capodoperă, la râul Vavilonului de Iosif. Sunt niște lucruri extraordinare. Și vă mai așteptam la eveniment. Sunteți parte din eveniment, sunteți din familia mare a masterclass-ului de cântă bizantin. Mulțumesc tuturor și în speranța că nu am uitat nimic din cele legate de această lansare de carte, reiau ideea că le veți găsi la intrare în cursul zilei de astăzi, aduse de la librăria Doxologia, și ne pregătim de prezentarea domnului Alexander Lingas. Mulțumim!